Bună ziua! Astăzi vom învăța împreună despre realizarea unui grafic în Google Sheets. Pentru exemplificare, se va folosi un tabel cu doar 3 materii și 10 elevi. Ca sarcină suplimentară, după urmărirea exemplului, realizați un exemplu de grafic după clasamentul real al propriei clase. Un grafic facilitează înțelegerea unei cantități mari de date și a relației dintre serii diferite de date. Un grafic are următoarele elemente. Suprafață grafică. Suprafață reprezentată grafică. Seria de date reprezentate în grafic. Axă orizontală. Axă verticală. Legendă. Titlul graficului. Etichete de date. Pentru a adăuga un grafic, se selectează datele. De la meniul Inserare se selectează opțiunea Grafic. Se va crea un grafic implicit potrivit pentru datele selectate. După adăugare, se va deschide editorul de diagrame, unde putem configura și personaliza graficul. Pentru a schimba tipul graficului, de la editorul de diagrame, se va selecta meniul Configurați și se va alege un tip de grafic din lista aferentă. Pentru a schimba titlul graficului, putem alege din editorul de diagrame secțiunea Titlurile diagramei și axelor, Textul, Fontul, Dimensiunea, Formatul și Culoarea fontului. Pentru personalizarea legendei, putem alege Locația, Eticheta textului, și fontul legendei.
axele pot fi modificate prin schimbarea denumirii și a formatării. Vom alege opțiunile de afișare a liniei axei și a valorilor minime și maxime care apar pe axă. Pentru o mai bună înțelegere a reprezentării grafice, se poate alege afișarea etichetelor de date. Felicitări! Astăzi ați învățat despre grafice în Google Sheets, adăugarea unui grafic, elemente componente, schimbarea tipului graficului, a titlului, a legendei, a axelor și a etichetelor.